Protestul acesta, în opinia dumneavoastră, pe care l-a dat domnul Nicușor Dan, este legal pentru doamna Șoșoacă? În opinia mea, cererea depusă respectă prevederile legale și analiza făcută în comisie este în principal în responsabilitatea primarului. Deci dacă dânsul consideră că se poate organiza acest protest în București, pentru moment nu am elemente să-l contrazic. Bun. Domnul general Barbu, vorbeam pe o pauză cu domnia sa, spunea că ar fi niște elemente care arăta că nu ar fi legal locul pe care primarul l-a indicat pentru protest. La ce vă referiți, domnule general? Bună seara, domnule prefect. Bună seara. Presupun că ați studiat legea 60/91. Da. Sunt convins că ați citit cu mare atenție și articolul numărul 5, articolul 5, unde se spune clar că organizarea și desfășurarea adunărilor publice sunt interzise în imediată apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare. În acest sens, vă rog să luați în considerare că în acea zonă, foarte aproape de locul pe care primarul, neștiind probabil sau poate intenționat, fiind cumva sub presiunea unei formațiuni politice aservită Rusiei, a aprobat acest loc. Acea unitate militară nu poate fi sub nicio formă atacată, împrejmuită sau, eu știu, să se ajungă în imediata proximitate a acelei instituții de maximă importanță pentru statul român. Voi face o corespondență în acest sens mâine cu primarul general. Dânșii au analizat în acea comisie împreună cu poliția și jandarmeria și probabil că au luat măsuri specifice pe care eu nu le dețin ca și informații operative. Dar meeting-ul ăsta al cui e, domnul prefect? Dar s-ar putea aici ca domnul Nicușor Dan, care cred că poate să știe chiar de la domnul Col, dacă e vorba de SRI, unitatea militară, a presupun, Unitatea centrală. S-ar putea să știe chiar de la domnul Coldea că se reuie atât de tare încât n-are cum să-i fie frică de Șoșoacă. Nu e vorba despre asta, e vorba de lege, cum e legea. Sigur. Domnule prefect, protestul ăsta al cui e, de fapt, că autorizația asta pe care o dă domnul primar pentru... E pentru fermieri? Pentru... Nu, protestul este fără echivoc organizat de doamna senator Șoșoacă prin două persoane apropiate dânsei, respectiv un domn Bogdan Petre și un domn Alexandru Tuțu. De altfel, pe data de 12 ianuarie, doamna Șoșoacă împreună cu domnul Bogdan Petre, prin avocat Tuțu, au depus o cerere similară pentru organizarea unui protest în Piața Victoriei cu o sumedenie de oameni și așa mai departe. Acea cerere a fost respinsă pentru ca ulterior, peste alte 2-3 zile, să revină doar domnul Bogdan Petre prin avocatul Tuțu cu cererea care a fost examinată astăzi și aprobată de primarul general Nicușor Dan. Deci, fără echivoc, este protestul doamnei Diana Șoșoacă și al partidului dânsei. Nu este protestul agricultorilor sau al fermierilor și cred că această distinție este foarte important de făcut pentru că oamenii trebuie să știe dacă achiesează sau nu la un meeting politic. Înseamnă că e meeting. E meeting, autorizație pentru meeting sau cum e? Nu, e autorizație pentru protest, dar sub această, știu eu, umbrelă... Păi da, dacă domnul Nicușor Dan a dat inclusiv pentru camioane, pentru tractoare... Sigur. Sub această umbrelă a susținerii transportatorilor și agricultorilor, de fapt este un demers politic și lucrul acesta trebuie cunoscut de toată lumea.